Salutare tuturor și bine v-am regăsit, dragii mei! Am revenit cu momentul în care voi pune osetul de mere în bidoane. În trecut v-am arătat modalitatea de pregătire a osetului de mere, când am curățat merele, când le-am pus în această găleată, împreună cu un litru de apă distilată și jumătate de borcan de mere de albine. Ei bine, am făcut o cantitate dublă și am unit, ca să zic așa, am făcut în două găleți din acestea de 10 litri și am strecurat tot conținutul după circa 3 săptămâni de fermentare și am unit osetul într-o singură găleată de 10 litri. De aceea am o cantitate mai mare aici. Ei bine, haideți să vedem cum arată după cea de-a doua fermentare, care a durat aproximativ o lună și o săptămână. Cam 5 săptămâni am lăsat la fermentare, pentru că oțetul de mere se obține prin dublă fermentare. Prima fermentare este aceea alcoolică, care a durat cam 3 săptămâni, după care am strecurat și am îndepărtat pulpa. Am pus în această găleată la o a doua fermentare, care este cea acetică, care se obține într-un minim de 2 săptămâni. Ei bine, eu am lăsat, după cum spuneam, cam aproximativ 5 săptămâni cea de-a doua fermentare. Acum, o să îndepărtez oia și prosopul. Și, evident, aici avem ciuperca, care o să o îndepărtez eu cu grijă. Ciuperca de oțet s-a format aici și trebuie și ea îndepărtată cu grijă. Este normal să se formeze ciuperca. Sunt persoane care o refolosesc când fac iarăși oțetul. Este ok, am reușit. Și o să mai strecor încă o dată prin tifon când o să pun oțetul în sticlă. Acum, evident că este indicat, recomandat să folosim recipiente de sticlă. Și în momentul în care obținem oțetul, când îl punem la fermentare, dar și în momentul ambalării. Ei bine, dragilor, eu nu am recipiente atât de mari sau atât de multe încât să-mi pun tot oțetul în sticlă de sticlă. Am avut o damigeană în urmă cu câtva timp, dar din păcate s-a spart. Era destul de măricică și nu am sticle de sticle, așa că eu folosesc un bidon din acesta de plastic. Dar până la urmă și la urmă și în comerț, dacă e să cumpărăm oțet de mere, vom constata faptul că el se găsește în sticle de plastic, mai rar în sticle de sticlă. Acum, aici, eu am un bidon de 6 litri de, în care am ținut mierea de albine. De fapt, noi am cumpărat vreo 3 bidoane din astea de 6 litri de miere de albine. Sperăm ca în cursul anului următor să reușim să punem și noi în grădină măcar un stup ca să avem mierea noastră. Dacă nu, vom continua să cumpărăm tot la fel la bidoane
Și bineînțeles că această miere care a rămas aici e prețioasă, nu am spălat-o, nu am îndepărtat-o, pentru că voi pune oțetul de miere direct aici. Deși am adăugat, așa cum bine știți, o să pun linkul în descriere ca să nu repet ce am făcut în primul videoclip. Am pus și miere de albine la fermentare cu merele, dar acum o să folosesc acest bidon în care voi pune oțetul. Acum o să strecor iarăși. O să folosesc dedesubt, căci fac numai oțet aici pe masă. Așa merge mult mai rapid, cu tifonul într-un singur strat. Și am de gând să fac și oțet aromatizat cu plante medicinale, plante aromatice. Evident, oțetul este mai bun după un an de zile. Adică nu l-am făcut, l-am pregătit, l-am ambalat și l-am și consumat așa rapid. Pentru că mai am câteva mere, cred că o să mai fac o tură de oțet. Bidon e gata. Următorul. Mai este ciuperca de oțet care s-a strâns și de aceea se înfundă tifonul. Bun, cam atât, dragilor. Este gros și nu se mai strecoară. Așadar, mă opresc aici pentru că și cel care mi-a rămas aici este foarte gros. Și acum, voi face în felul următor.
cantitatea asta o voi turna într-o sticlă de 2 litri, după care tot conținutul acesta care mi-a rămas mai gros, o să-l torn aici, fără să-l mai strecor. Bun. Iar acum tot conținutul fără să mai strecor direct în acest bidon. Pentru consum voi folosi oțetul din aceste două bidoane, iar pentru măști de față, pentru clătirea părului, pentru alte rețete, voi folosi pe acesta și ca adaos în apa păsărilor. Cam atât, dragilor. Acesta este rezultatul. Am obținut oțet făcut în casă, 100% natural. Acum, cu această ciupercă, bineînțeles că nu o voi arunca, o voi pune într-un borcan, o voi păstra undeva la frigider și sper să reușesc să fac o altă tură de oțet cu merele care mi-au mai rămas. Ideea este să o acoperim cu oțet, adică nu o ținem așa. Și mai am aici oțet și mai completez, dacă e cazul, cu oțet strecurat. Bun. Cam atât, dragilor, pentru ziua de astăzi. Eu vă mulțumesc mult pentru atenție. Vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate și spor la treabă. La revedere!